Vor avea o vacanță de vară de neuitat și se vor distra la maximum. Excursii în țară și în străinătate la care mulți visează. Nu este vorba de copiii unor oameni bogați, ci despre cei de la Casa Maria. Cei aproape 43 de copii de aici se vor bucura din plin de vară pentru că vor merge în curând în diverse excursii. A început și vacanța cea mult visată, vacanța de vară. Peste câteva zile, mai mulți copii de la Casa Maria vor merge pentru câteva săptămâni în vacanțe în Irlanda și Olanda, iar apoi se vor distra și în taberele de la Zărnești și Lotrioara. 13 copii vor pleca în Irlanda, vor sta 3 săptămâni și vor fi cazați la familiile cu care ei au menținut o legătură pe parcursul anilor. 3 copii pleacă în Olanda. Și avem tabere organizate de fundațiile cu care noi colaborăm. La Lotrioara se pleacă pe 21 și se stă o săptămână, un grup. Al doilea grup pleacă pe 26. Și mai avem o altă tabără organizată la Zărnești, care începe pe 24, 10 zile. Unii dintre ei au mai mers în astfel de excursii și în anii anteriori. Aceștia speră ca și în acest an să se distreze. Unde pleci tu în vara asta? În Irlanda. Și ce vei face acolo? Mă joc. Unde mergi tu anul ăsta în vacanță? În Irlanda. Și ai mai fost în Irlanda? Da. Ce ai făcut în Irlanda? M-am jucat, am mers în oraș și am făcut baie. Ce ți s-a părut ție frumos și de ce? Familia, că sunt buni, ne cumpără ce vrem, ne distrăm. Sunt însă și alți copii care au ales să-și petreacă vacanța acasă sau la bunici, la țară. Oriunde va fi petrecută, vacanța de vară este cea mai așteptată de către copiii de toate vârstele.